Bună ziua, bună ziua tuturor! Sunt de puțin mai binișor, așa, să nu mai mă mir, dar de câte ori filmez, îmi vine să strănut și dacă nu filmez, nu strănut atunci, dar nu știu de ce. Prieteni, aici am făcut pâine prăjită, am dat și la copii. Le-am pus și unt, și la margarină. Și mi-am făcut și mie două felii. Până se face mâncarea, vreau să fac o supă de pui. O supă ce și supică vreau, fără bulion, fără nimic, așa să fie doar un morcov, să fie bună, galbenă, nu colorată. Este bună pâinea prăjită. Afară este frumos, este mai călduț așa, nu este frig, nu mai plouă. Este cald așa, e frumos să stăm afară, nu e frig, frig jer. Ceea ce e că e frig la bucătărie, de aia m-am îmbrăcat așa mai... Pentru că sunt și orăcită și m-am îmbrăcat mai bine. Și cu cizmulițe în picioare, tot ca să mai trag la picioare frig. Pentru că este găsia aia și... E frumos afară, e sâmbătă. Foarte frumos. Noi n-am ieșit niciune pentru că avem tot ce ne trebuie acum și stăm acasă. Am făcut foc la bucătărie și vreau să fac fum la carne. Vreau să mă duc în pod să mai scot din cârnați care sunt afumați, s-au făcut prea de tot așa, s-au uscat. Îi scot și pe ăia să văd ce mai este făcut. Trebuie să mai fac ordine acolo. Și... Aici aștept să fac jada, după ce fac un pod acolo, după aia fac fum. Pentru că nu se fac nimic acolo. Când este fum, în pod nu pot să fac nimic. Mă ustură ochii, vă dați seama cum este acolo. Și le fac încet, n-am mai venit neamișul, nici nu l-am mai chemat. Am zis că nu avem cine știe ce. Nu fac și eu, spar lemne, fac țăpliș, ce, mare lucru. Am zis, mai facem o pauză cu neamișul, când are ce să ne facă, ce să facă, să stea cu noi deja așa. Mai face și el un ban în altă parte, mai vine, face să mai. Vreau să fac o supiță bună, bună pentru răceală. Avem jumătate de pui și nu fac așa de mult, încă n-am început la supiță, pentru că am mai avut altceva de făcut și am pus acolo și o aplatiță, până tai o pui, un spăl bine, până curăși o legumele și se arde gras, morcov, ceapă. Nu vreau să fac ciorbă, vreau să fac supă de pui. Poate așa, cu lingura goală, fără pâine măcar. Dacă mănâncă copiii, mult mai bine. Pentru că e asta, răceala trebuie să facem, să mâncăm mai ușor, să evităm carnea de porc, să nu fie grăsime, nici cartofi prăjiți, un pireu, un cartof la cuptor, ca să le treacă răceala. Și eu tot la fel, nu vreau să mănânc de porc, nu nimica. Mâncăm supă, mâncăm fructe, mâncăm mere, am făcut și limonadă, ați văzut, aseară am făcut de lămâie, ceaiuri cât de multe, parcă eu sunt adusă de la Polul Nord, așa îmbrăcată. Dar nu mai, pentru că nu are rost să stau dezbrăcată pentru filmare, să stau cu capul gol, mă trage curent, nu mă doare gantura după aia. Mai bine mă îmbrac mai bine, acum asta e, cine, chiar cine nu-mi convine că sunt așa îmbrăcată. Eu nu pot să stau în bucătăria asta la mâine că scurtă sau în frigorifer într-un flanelul, nu pot. Pentru că este mult mai mare, este înaltă și este curent aici. Și o să revenim cu mai multe detalii. Am tăiat și cărnița, am spălat-o și acum o punem la ciorbă. Nu e frig afară, dar eu m-am înfofolit pe de tot. Chiar nu este frig. Îl punem să fie albă, punem sare și ca să luăm și spuma. Vreau să fac o supiță pentru copii. Și pentru Iza, pentru că e... A născut și ea și îi trebuie supiță. I-a mai dat. Dar îi trebuie să-i mai dă lui Iza. Pentru că are nevoie de supe. Nu carne uscată uscată. Iar nu are nevoie de carne uscată. I-am dat ele cumpărate bobiți, ele cum se zice. I-am pus lapte, i-am pus apă, i-am mai dat și supă, dar o să-i dau și de asta.
de plin e bine. Are 7 căței, vă dați seama. Trebuie să le dea lapte la 7 căței. 7 căței, nu mă gândeam că face ea atât de mult niciodată. Nu, nu, e credit, credit că m-am îmbrăcat eu. Păi ce? La mine ninge, discul. Dar de tot nu pot să mă îmbrăc. Ia așa. Spun și sare la... La ciorbiță, la supiță, nimeni nu mai sunt. Pune-mi sare, să aibă gustul. Nu mai vreau să toc ceapa, vreau să pun o ceapă întreagă, o scoatem după aia. Vreau să fac supă, supă ca să mănâncă copiii. Punem așa, două jumătăți de morcov, așa să fie acolo. Și morcovul facem așa frumos, bucățele. Pune și un cartof, dar l-am dat pe jumătate. Să fiarbă aici mult. Și m-a venit jos. Și facem așa. Bucățele așa. Le dau supul măcar doară. Măcar dacă nu mănâncă carnea de pui, doar supă așa simplă, cu fideuță. Sau poate fac altceva, o să vă arăt la supica asta ce ar merge. Acum așteptăm să iasă spuma. Hai să vă arăt ce am primit. Uitați ce am primit. Am primit 30 de ouă de casă. Vedeți că sunt de bune. Arată de pe coaja asta că sunt proaspete bune. Și acum deocamdată o să punem să ferbe câteva, să avem ferte, pentru că le mulțumim ferte așa cu sare mai bune. Încă n-am apucat așa să le scotem din pungă, dar tăiat punga, o să le țin dincolo la rece în salon, doar el o să le bag la frigider. Sunt proaspete și sunt de la țară. Îi mulțumim lui Tomiu care a trecut pe aici și a lăsat ouăle, îi mulțumim din suflet. Acum spălăm niște ouă și ferbim ouă. Altă dată, când avem o găină așa mai bună de țară, o să facem tăieței de casă. Acum nu e cazul cu puiul ăla să facem tăieței. Facem cu fidea, o să vă arăt și fideaua de care punem. Facem altă dată tăieței, cum vă fie și patana și alina în față. Și... ferbim 10 ouă, să avem aici când vom dimineața către un ou ferb sănătos. Hai să vă arăt și vouă ce am făcut acolo cu ciorbița mea. Cum arată ea. Deci am pregătit crăticioara pentru a pune ouăle. Deci mai începem să nu topească mănușile la crăticioara. Așa arată ea. Mi-am luat lingură de lemn de la oraș când am fost. Am două, de fapt. Sunt să fiarbă, am pus sare, am pus tot ce trebuie. Puțină vegeta, acum punem noi de obicei. Știți că nu trăim fără vegeta. Lăsăm să fiarbă, să fiarbă, să scoatem ceapa. Să fiarbă bine. Aici avem și fideluța asta pregătită, galben așa de ou. Aici avem și ardei gras și puțin pătrunjel. Și acum... am spălat și 10 ouă. Am pus așa cu supul puțin, că n-am. Avem asta și... ca un fel de trăpântare. Le punem aici să fiarbă. După ce termin cu ciorbița, cu tot, cu supița, o să îmi fac felul de ce mai am. Acum facem supița asta pentru că sunt de vrăciți. Știți și voi cum e. Am luat o lingă noi. Îți bune și eu facem o liga, în loc de mestecău că nu avem și îți bune. Am mers la piață acolo când trebuia să scoatem niște
ele pentru copii, dacă le facem certificate și ce nu era în viața aia, era de toate. Și eu mi-am luat două linguri de lemn. Pentru că acolo trebuia să plătim niște chitanții. Și ouăle foarte încet. Vedeți că am și șorț, am șorț nou. Mi-a căzut asta din cap, acum am venit tot o mirosul de la mâncare, iar în păr. Tot timpul trebuie să mă spăl. Cert o că noi acum ardei vrea să punem și pe el, dar telefonul nu prea arată unde trebuie, arată... Nici nu știu unde să-l mai pun. În ce poziție să-l pun, nu știu, o să-l pun aici pe masă. Ouăle sunt bune de a face o prăjitură, tăiței de casă, ceva, dar dacă face numai pentru noi acum, nu prea vine. O să le pun nici vreo pe mai răcoare, e frig acolo. Sunt două bune de casă, proaspete, nu sunt două cumpărate. Am văzut, când avem nevoie, cumpărăm și de alea, că mai pot acum. Așa fiind așa de bine proaspăt, de... am luat în verde. Să sare. Avem și bună să mâncăm dimineața. Pentru că îmi pune un loc de calciu. De cele mai naturale, calciu, ouăle, brânza, laptele. Stau în casă, nu mai pot. Nu mai e de așa rău, dar câteodată le vine, câteodată da, vine febra aia și dacă nu le dai ceva pentru... Trebuie să le dăm mai dinainte, să prevenim să nu vină febra. Nu mai atunci cu fac febra. Ne-am pregătit aici, am luat și un oțet și tot, doamne. Am mers de aseară, aseară am mers cu mine, cu tata lui și la permanența aceea, dar lui și era doamna lucrură, era de gardă. Și a zis, am mers cu copii și a zis că nu are ce să facă de fapt, să le dea antibiotic, că nu este cazul, să le dea ceaiul care de sub pe paraceta, omul, pe bază de ăștia, să nu le facă imediat să facă siropenii antibiotice. Pentru că așa e răceala, până nu-și face aia efectul, n-ai cum. Și am zis, mai lăsăm așa. Punem și videoa, dar cu deluța știți că trebuie mai puțin piatră. O să merg după aia, după ce o să pun tot aici să termin. Vreau să mă duc să schimb acolo aceia pături mari la cățelușă, să-i pun alte, o saltea mică, să pun de jos, văd cum fac pătul aia, că nu prea mai e așa bună, pentru că am născut pe ea. Să-i fac orice. Aranjat, pusem haine mai multe care nu folosim, am o sărteluță mică, o să bag de jos cu pătură ca să nu fie fric și am multe franele care nu le mai port, de cele cocolino care nu le mai port eu. Sunt multe care sunt păturici, așa vechi, să pun mai mult, să-i aranjez acolo. Dar am zis, după ce termin aici așa ce am eu și puțin îmi pot, acum și după aia mă ocup de cățelușă. Pentru că este foarte păcat, are 7 căței, vă dați seama toate culorile. Seamănă doi cu ea, aceeași fată cum e maro, cu albul, la fel. E unul maro-maro. Sunt doi negri, doamne, și din partea lui Raider, vă dați seama, seamănă, că zic acum vorbim despre căței, vorbim că nu e, trebuie să vorbim. Că și ei au suflet, sunt și bucătarul zice de multe ori că nu este Raider. Este alt câine, un stăcios care stă pe colț. I-am zis, nu e adevărat, eu am văzut cu ochii mei, Raider este tatăl. Poți să zici tu ce ai zice, Raider. Ce vrei să facem judecata? Am zis să ajungem în instanță cu câinii. Da, am iubit. Mai vedem. Să revenim în finalul.
A venit timpul să punem și fideluța. Hai să vă mai arată așa cum arată ea. Arată bine. Dar le-am lăsat așa la foc mic, știu că vreau să mă așa urmă să spargi. Lăsăm aici. M-a sunat fratele meu Sică pentru că a vrut să mă invite acolo, că au venit cruschii la ei. Am făcut o nuntă cu nepoata lui la Dorbojiu și am zis că nu pot să merg, că suntem răciți, copiii răciți. Nu pot să merg eu acum. Bine că am înțeles că nu. A avut și el un neam și trebuia să mă cheme și el pe mine. Dar nu am putut, nu pot să merg. Nici nu am poftă de mâncare. Nu merg așa ca să ce, ca să mă uit. Nu îmi vine să merg. Păi bine să mă acasă, noi n-am deschis poarta nici acum. Pentru că n-am ieșit, n-am unde să mergem, avem pâine, avem tot ce ne trebuie și n-am ieșit deloc pe poartă. La niciun magazin de mâncare. Acasă. Mă, dacă vine ciorbița asta? Ciorbiță de pui. Dacă nu e pui de casă, trebuie unul de casă, de ala mai bun. Deci gata, am terminat și supa. Am un pui să mai meargă. Și acum punem și vedeața. Ouăle mai ținem foarte puțin. Uitați cum arată. Arată bine. Ce părere avem? Nu mai punem un farfurie. Punem un farfurie când vin copii. Ce fac copii? Cum fac? Ia ține și mie seară ciorba asta care am făcut-o. Nu ciorbă. Supă. Ia. Avem și ouă. Uite. Arată bine? Aha. Fideluța încă nu s-a lipat așa cu pui, n-am mai făcut prăjară cu ardei gras, cu lucrate. Asta se mănâncă la răceală, ca să știi și tu, Lumină. Da. Și ceaiul, nu mai amestec pe fapta. La clipa asta care avem... Nu punem acum în farfurie să mâncăm, de ce să punem tasul să zicem, hai că mâncăm să ne prefacem. Mâncăm cum vrem noi. Când e foame, când simțim cu ardei, cu cuțirea... Acum, deci pe copii au mâncat pâine prăjită, au mâncat ceai. Le lăsăm mai încet cu mâncarea. Da, oricum nu mănâncă nimic. Aici a pus ouăle, le oprim ele. M-am dus sus în casă la mine, din întâmplare, și ceva mine sus. Ce? Pe vol. Ce? Inundație. De unde? Trebuie să fac cum, să văd ce fac pe aici, să mă duc să adun apa cu găleata. A curge pe vol, de la terasa aia băgată în vol. Balcă pe jos. La ploi? Cred că s-au umplat deja. Gris, iau să se umple, să face așa, în sus munte. Doamne, trebuie să mă duc cu găleț să adun apa. Asta e. Trebuia să se întâmplă ceva de la ploaia asta. La lume să umple beciurile de apă, la mine să dă pe ușă. Așa că, prieteni, are ce să mai zice, mâncăm și supa, o să filmeze lumina cum o mâncăm, cum o savurăm, că e așa de bună. Ouăle, am zis să fierbem 10 ouă ca să avem aici la răceală, nu mai trebuie că am un ulei în grăsime, mai așa, cu brânzică, cu ăștia. Vă mulțumim și vă dorim o sâmbătă frumoasă și plăcută, pentru că e vremea frumoasă afară, nu e ca fric. Pa, pa! Pa, prieteni!